Multe întrebări sunt și în privința numărului de noi cazuri de coronavirus, numărul raportat zilnic de grupul de comunicare strategică. Săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, chiar acum două săptămâni, ministrul Sănătății Vlad Voiculescu spunea că înainte de alegeri, Partidul Național Liberal, cel care era atunci la guvernare, ar fi falsificat oarecum datele tocmai pentru a se organiza alegeri. Credeți că e posibilă? Bine, ulterior, ministrul a dat-o la întors oarecum, dar credeți că e posibil totuși ca în acea perioadă guvernul Orban să fie ascuns datele reale ale cazurilor de coronavirus? E un pregătițiu simplu de a raporta mai puține cazuri. Faci mai puține teste și atunci statistic ies mai puține cazuri. Domnul Voiculescu, după cum a declarat și dânsul, guvernează pentru imagine și pentru Facebook. Dânsul, când și-a dus raportul de activitate la premier, l-a dus și numărul de share-uri și de like-uri. Că atât înțelege dânsul probabil că înseamnă funcția de ministru. Dânsul aruncă pe piață lucruri pe care, sigur, poate unii dintre ei le aruncă la o discuție, la o cafea, dar uite că este ministrul sănătății. Nu poți să te joci cu astfel de informații. Să spui, au falsificat aia datele, după aia astăzi, că n-a fost chiar așa. Nu ești la o joietă, nu ești la o discotecă. Ești ministrul sănătății și trebuie să fii foarte serios și cum te comporți. Pentru că, într-adevăr, sunt multe persoane care stau în interior fără mască, odată ajungi la biroul lor, dar el dânsul este ministrul sănătății, nu poate să facă acest lucru. Nu-l poate face. Să arunce, să spună că cifrele au fost falsificate, să arunce puțin în PNL cu niște noroi și după aceea să spună că nu e chiar așa. Amplifică acest lucru, amplifică teoriile conspiraționiste. Enervează oamenii, le creează frustrare și incertitudine și neîncredere în măsurile guvernului. Dacă găsești un caz falsificat, este un lucru penal. Deci în baza numărului de cazuri se iau măsuri care afectează viața oamenilor. Dacă este un caz, dacă ai e rata de 7,49 și mai e un caz în plus, se face 7,5 și intri în altă incidență de cazuri, lucruri care închide niște ore, magazine, restaurante, deci modifică viețile oamenilor. Deci dânsii se joacă cu acest număr de cazuri, crezând că fac niște glume pe Facebook. Nu, sunt lucruri foarte importante și trebuie fiecare caz tratat serios, fiecare caz raportat serios și luate niște măsuri în consecință, bazate pe, v-am spus, pe logică și pe specialiști aceia pe care, din păcate, nu-i vede nimeni. Poate că ar trebui spus public cine sunt specialiștii care iau aceste măsuri, să fie prezentați cu CV-uri. Uitați, sunt niște specialiști, doctori, epidemiologi, nu știu, de alte specialități. Și dânsii ne recomandă trei variante. Noi, guvernul, am ales varianta A, B sau C. Nu așa ne-am gândit noi și știm noi că este mai bine. Că nu suntem într-o dictatură sau într-un regim de ăsta în care toți suntem proști și ei sunt deștepți.